Omul de afaceri, Viorel Cataramă, a anunțat că a demisionat din PNL, că va înființa o nouă formațiune, dreapta liberală, și că va candida la prezidențiale anul viitor. Cataramă a prezentat public și câteva din prioritățile programului său politic. Anularea tuturor ajutoarelor sociale pentru persoanele apte de muncă, anularea tuturor pensiilor speciale pentru politicieni și persoanele din aparatul administrativ, stabilirea pensiei minime la 1000 de lei, cel puțin 70% din salariul minim, eliminarea privilegiilor aristocrației bugetare, disponibilizarea 25% dintre angajații sectorului public și înghețarea creșterilor salariale în acest sector pentru următorii doi ani, susținere puternică a sectorului privat. Sunt doar câteva din obiectivele programului politic ale lui Viorel Cataramă. Omul de afaceri are de asemenea trecută în program includerea României în spațiul Schengen, dar și consolidarea independenței justiției și promovarea oamenilor de afaceri în funcții publice. Interesant este faptul că Viorel Cataramă a demisionat din PNL în aceeași zi în care Comisia de Arbitraj a PNL a decis amânarea pentru decembrie în luarea unei decizii privind posibilă excludere definitivă a sa din partid. Conducerea PNL a hotărât excluderea lui Cataramă pe 9 iulie, dar omul de afacere a contestat decizia la Comisia de Arbitraj. Relația lui Viorel Cataramă cu Partidul Național Liberal a fost una tensionată de-a lungul anilor. Acesta a demisionat și a revenit ulterior de mai multe ori în PNL. Catarama a fost un critic vehement al tuturor președinților pe care i-au avut liberalii în ultima perioadă, de la Călim Popescu Tăricianu, la Crina Antonescu și Ludovic Orban.